Lucian Burchel, tocmai șeful școlii de antrenori. Bună seara! Bună seara! Bună seara și dumneavoastră și tuturor invitaților! Bună seara! Am vrea repede să trecem prin să trec prin fața noastră câteva întrebări ca să nu pierdem vremea, să mai spuneți o dată dacă e în regulă ceea ce spun sau nu, după aia intrăm un pic în câteva detalii. 1. Obligativitatea unui carnet de antrenor în România pentru a putea merge să faci licență, a fi admis la licențele B, A, în fine, Pro, este o chestiune a Federației Române sau o chestiune care ține de lege? Că eu știu că e o chestiune care ține de legea, o lege a României, nu de o regulă a Federației. Da, dacă tot ați început cu carnetul de antrenor, aș vrea să specific că multă lume vorbește despre carnetul de antrenor. Carnetul de antrenor atestă, conform unor ordine de hotărâri guvernamentale, atestă ocupația de antrenor. Ceea ce ne arată că suntem calificați ca antrenori sunt documentele de calificare, respectiv fie o diplomă de absolvire, fie o diplomă de licență, fie un certificat de calificare. Astea se dau la finalul cursurilor de calificare, că sunt universitare sau că sunt post-liceale. Carnetul de antrenor se eliberează doar după ce faci dovada. La CNFPA se eliberează, care e Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor. Acolo se eliberează carnetele pentru toate sporturile din România. Te duci frumos acolo, ai demonstrat că ai terminat cursul ăsta de calificare sau facultatea sau un master, lași documentele acolo și în 30 de zile îți eliberează carnetul de antrenor. Uh-huh. Mulți spun, dar fără carnet nu se poate să luăm licență. Pentru că asta e discuție. Unul ni s-a dat după calificări la campionatul europene. Ce tot trebuie să facem în școală? Da. Noi s-a dat în brațe, pur și simplu. Da, n-aș putea să comentez, nu stăpânesc ce s-a întâmplat înainte. Acum, de când am luat funcția asta, a trebuit să învăț destule ca să vă pot răspunde dumneavoastră acum. Carnetul de antrenor, de fapt, este documentul cu care se lucrează săptămână de săptămână la meciuri. La meciuri nu te duci cu licențe. Până la Liga 1, Liga 2, unde ai badge-urile alea celebre, pe care le agăți de gând dacă ești antrenor sau dacă ești delegat sau dacă ești antrenor secund, la junior și mai jos demonstrezi că ești angajat și că ești în activitate prin carnetul de antrenor care are o viză anuală pe el. Da, domnul Burchel, stați puțin că unii nu mai trec pe la junior și ligile de muncă. Se duc direct la Liga 1, la lupta la titlu, fără niciun carnet de antrenor. Și au un badge de gât și la revedere, nu mai trebuie carnet. Se poate fără carnet? Asta e întrebarea lor. De ce nu mai cereți carnet? Ne punem badge de gât. Nu se poate fără carnet. De ce? Pentru că acest carnet este dovada că omul care se prezintă la admitere la licență B are cele 6 luni de zile obligatorii de experiență ca și antrenor, pe care mie convenția UEFA mi le cere. Mi le cere un regulament, este un contract pe care noi trebuie să-l respectăm. Deci, în convenția UEFA, condiția care stipulează că antrenorul care vine la admitere la licența UEFA B trebuie să aibă 6 luni de vechime. Ori eu asta nu pot vedea în mod oficial decât pe carnet. Pentru că credeți-mă că înainte de a veni am constatat că existau la admitere adeverințe de la diverse cluburi, cum că viitorul cursant sau, eu știu, aspirant la a fi cursant a lucrat la el 6 luni de zile. Deci, acest carnet arată că băiatul ăla este angajat, are un contract în regulă și are o viză, iar vizele se pun de către Federația Română de Fotbal. Și atunci asta este o garanție pentru noi că suntem în normalitate, oferim condiții egale tuturor. Păi, unii zic, ok, dar e o viza unui club care stipulează și de notorietate cum a lucrat 6 luni de zile la clubul respectiv, de ce n-ar fi valabil? Dacă un club spune, uite, e de notorietate că acest om a lucrat la noi în calitate de, nu știu, antrenor. Este de notorietate, atunci nu e nicio problemă, înseamnă că va avea carnet de antrenor și are și viza. Dacă este de notorietate. Înseamnă că este în regulă. Se prezintă la concurs și vine și dă examenele potrivite,
care în niciun caz nu sunt cele despre care se vorbește. Eu știu, se vorbea despre cazul Gică Popescu cu loviturile de la distanță. Așa. Cine dorește să vadă probele de la admitere, de la licențele B juniori A, ele sunt expuse pe site-ul ANP, pot fi consultate. Numai la licența B ești obligat să parcurgi un circuit tehnic, pentru că licența B este o licență pentru copii și juniori și trebuie să arăți oamenilor, să demonstrezi. Este important ca un antrenor să demonstreze la copii și juniori. În afară de explicații, trebuie să și demonstrezi. Dar de la B în sus, nu mai există probe tehnice. Există probe teoretice și practico-metodice. Domnul Burchel, dar în Spania cum se poate, domnule, să se dea derogări pentru cei care au anumit număr de meciuri în echipa națională și la noi nu se poate? Acum vorbim despre licențiere, Naioane, da? Păi da, tot la aici ajunge, că dumneavoastră ați vorbit de Gică Popescu sau s-a amintit de Gică Popescu. Nu, Gică Popescu cred că îndeplinea condițiile ca să, să aibă niște derogări la ceea ce, pe unde a jucat și câte meciuri a avut la echipa națională. Deci, la momentul respectiv a fost un caz de notorietate. Eu vă spun din ce am citit în presă. El s-a înscris la una dintre licențe, nu mai știu care, cred că a, iar una din probele de admitere era ca, omul care s-a înscris la curs să dea o pasă lungă sau să finalizeze de la 30 de metri, ca și probele alea vechi ale noastre, dacă vă duceți aminte. Da, știm, și așa, și era ok, mai există. Lucian, și dacă ai probleme la articulații, scuze-mă că te întrerup. Da. Și dacă, mă rog, ai fost internațional, de Popescu îți dai seama că nu mai se pune problema, îți dai seama pe cine ai în față la testul ăsta. Și are o problemă la genunchi. Și nu poate să lovească mingea, cum o lovea acum 20-25 de ani. Uite, eu am o problemă la genunchi. Dacă aș veni să dau o pasă lungă, aș pica testul. E clar. Ilie, este foarte clar. Dar testele alea nu mai există. Și asta e foarte bună, că la licența B, probabil că pentru copii și junior, într-adevăr, acolo trebuie să le arăți copiilor. Într-adevăr. Exact. Da. Bun. Dar din punct de vedere, scuzeți, al dreptului la muncă, poți în România, din perspectiva, de exemplu, inspecției muncii, dacă vine, că peste oricine poate să vină inspecția muncii, nu? Poți să fii angajat fără carnet de antrenor, după aia având toate licențele? Deci, din punct de vedere al legii, eu cred că Federația a făcut comunicat, aș vrea să fac apel la chestia asta și răspund la întrebare. Există niște comunicate făcute de Federație care sunt destul de clare. Există apoi demersurile pe care GSP-ul le-a făcut pe lângă UEFA, în care a pus întrebarea ce e aia licență, ce e aia calificare, au fost două răspunsuri foarte clare de la UEFA. Licența valabilă înseamnă valabilitate peste tot în Europa, cu alte cuvinte, valabil înseamnă 3 ani de zile să fi făcut acțiunile de perfecționare, ea să fie în termen. Poți să lucrezi cu ea și este recunoscută oriunde în Europa. Dar calificările țin de domeniul legislativului din România. În afară de asta, tot GSP-ul, cred, a făcut niște intervenții la Ministerul Educației și la CNFPA. De acolo au venit răspunsuri foarte clare. Deci, poți lucra în România ca antrenor, dacă ești calificat ca antrenor, după care trebuie să dobândești, conform cerințelor FRF sau Asociației Naționale, licențele potrivite pe niveluri de fotbal. Licența B pentru nivel amator. Da, știm. Deci ce spuneți dumneavoastră, că nu poți să antrenezi în România fără carnet de antrenor, fiind român. Acum rămânem la români. Da, eu ce vă spun, că am avut surpriza să constat că foarte puțină lume face diferența, sau făcea diferența până acum vreo lună, două, făceau diferența între calificare și licență. Credeți-mă. Da, e adevărat. Lume. Dar am trecut de faza asta. Numai. Calificarea școală este una, perfecționarea vine după școală. Nu poți să faci perfecționarea fără să ai școală în multe meserii. În fotbal, unii spun că s-ar putea. Întrebarea este, ce fac străinii care vin? Ce face Bergodi, care n-are carnet de antrenor? Răspund. Aș vrea să completez, pentru că am văzut la televizor ideea că meseria asta de antrenor de fotbal sau antrenor nu este chiar o meserie care să fie atât de riguroasă ca și altele.
credeți-mă că să poți lucra cu mintea și cu fizicul unui copil fără să riști, să-i distrugi articulații, să-i distrugi, eu știu, musculatură, să faci dezechilibre la coloană, trebuie să înveți lucrul ăsta. Să poți lucra cu copilul fără să trebuiască să țip la el ca un apucat, așa cum mi se întâmplă uneori și vedem pe la diverse meciuri de copii și juniori, crezând că copilul ăla trebuie să vină cu instruire de la sine sau cu inspirație de la sine, iar e o problemă. Trebuie să înveți să faci lucrul ăsta. Dacă corect, asta pentru copii juniori, de acord, dar pintilica, să ajungem la cazul ăsta care a născut tot acest vârtej, pintilii nu lucrează copii juniori. Pintilii vă va spune, după ce v-a bătut obrazul, ați văzut că v-a bătut obrazul. Nu, mie nu mi l-a bătut, să știți. Lui și l-a bătut. Mie nu putea să-mi bată mie obrazul, pintilii. A avut o reacție, am comentat ca reacție, nu pot să mă opresc la chestia. Am înțeles. El lucrează cu oameni maturi, spune-mi, eu știu exact ce am făcut, nu lucrez cu niște copii care, într-adevăr, au nevoie de educație de oameni altfel. Sigur că da. Pintilii, am spus-o și o repet, și el, și Marius, Croitoro, sunt niște oameni cu un potențial imens pentru meseria de antrenor. Dar pe lângă potențial, calități, abilități, la asta vorbesc, talent, pe lângă asta, ca să poți funcționa în România, trebuie să dobândești și cunoștințele necesare privitoare la antrenament, la administrarea antrenamentului, la planificare, la gestionarea efortului în timpul antrenamentului, pentru că eforturile sunt de diverse intensități și trebuie să știți să joci cu ele. Nu poți să o dai pe preparatorul fizic. Tu ești răspunzător de toate. Iar asta se învață la școală. Trebuie să știi să comunici cu ei. Trebuie să știi să gestionezi situații de stres, să le manageriezi împreună cu jucătorul, să gestionezi situații. Îl aveți pe Ilie în studio. Jucător de înaltă clasă. Păi antrenorii care lucrează cu astfel de jucători trebuie să știe să-i gestioneze. Trebuie să știe să scoată din ei, să aibă și autoritate, să aibă și eleganță, să le aibă pe toate. Ori lucrurile astea se învață la școală. Ilie a trecut prin cursul pro și știe că nu vorbesc aiurel. Deci, limbajul corpului. Ne uităm la antrenori și vedem din gesturile pe care le fac anumite momente în care sunt dezarmați. Ori lucrurile astea se învață la școală, trebuie să le înveți. Relația cu presa. Eu am fost la niște turnee de juniori și m-am luat cu mâinile de cap când am văzut reacțiile unor antrenori. Aș vrea să mergem un pic mai repede mai departe, pentru că sunt câteva lucruri de clarificat. Ce fac antrenorii străini care n-au carnet de antrenor? Eu vă spun ce știu despre legislație. Eu știu că suntem în Uniunea Europeană, ne supunem legilor din Uniunea Europeană. De curând am avut o întâlnire la Federație în departamentul juridic cu reprezentanți de la Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și de la CNTTA ca fiind autoritate de reglementare a meseriei de antrenor în România. S-a pus întrebarea ce facem cu antrenorii străini care doresc să vină să lucreze în România. Și acest lucru este prins în comunicatul FRF. Conform legilor europene în vigoare, și nu este o glumă ce vorbesc, conform legilor europene în vigoare, un antrenor care dorește să antreneze în România ar trebui să-și echivaleze studiile la unul din aceste două centre. Indiferent ce studii are, ele trebuie dovedite prin acte, iar în termen de 30 de zile, fie un centru, fie celălalt, dau o decizie în acest sens. Păi asta înseamnă că Bergodi e în ilegalitate în momentul ăsta. Nu știu asta. Nu știu, e posibil ca el să aibă, să fi făcut pașii ăștia, că noi nu facem lucrurile astea. Din ce l-am auzit la ultimul interviu, habar n-avea de poveștile astea. Deci am căzut și ce nu știu cum am căzut în discuția asta. Zice că eu am făcut Coverceanu, zice. Da, deci aceste lucruri sunt de neînțeles pentru oamenii care vin în România. Noi vă spunem ce există în România la momentul de față, iar obligația Federației Române de Fotbal, și asta o spun răspicat, nu este să verifice veridicitatea contractelor pe care le au angajatorii cu antrenorii. Acolo este obligația lor să facă lucrul ăsta. Noi suntem obligați să veghem conform contractului cu UEFA, Convenției UEFA Antrenorilor, varianta ediția 2016. Da, că au licențele pentru toate, pentru exact nivelul la care antrenează. Da. Au licențe, deci nu dumneavoastră verificați, dar cine ar veni să verifice pe
toți antrenorii, inclusiv români. Apropo, cum au luat licențele UEFA antrenori mai de ceva vreme? Nu știu dacă și pe urmă noastră, cei care nu aveau carnet de antrenori. Să știți că nu m-a preocupat deloc lucrul ăsta. Eu, la momentul la care am intrat la licența pro, eram angajat în federație. Aveam licența și eram angajat în federație și am depus toate documentele pentru a fi admis la federație. Am respectat lucrurile astea și unul dintre ele era calificarea și carnetul de antrenor. Păi nu, dar sunteți șeful școlii de antrenori. Cum au ieșit din școala aceea oameni cu licențe B, A, pro, fără să aibă carnet de antrenor? Dar care o fi aia, că nu știu de cine vorbim. Păi foarte mulți, că s-a spus că sunt mulți care n-au carnet de antrenor. Poate că a fost înainte să veniți noastră la școală, nu știu. Lucian, eu vă spun că... Lucian, vreau să-mi explici un aspect extrem de important. Apropo de speța asta cu Bergodi. Păi, scuze-mă, că e important, că Mirel Rădoi a spus el însuși că el n-are carnet de antrenor și a fost selecționer al României. Da, eu am precizat lucrul ăsta chiar de curând a fost întrebat despre cazul Mirel. Mirel, încă o dată spun și el, un antrenor cu un potențial imens. Dar eu l-am găsit în curs. Eu în 2020 l-am găsit în curs. Nu știu dacă la momentul ăla erau aceleași reguli. Probabil că erau. Dar la cursul pro, nu? La licența la pro? La cursul pro, da. Sigur. Da. Adică dacă mă întrebați despre cursurile pe care le-am organizat până acum, trei de licență B, două de A, unul în curs și unul finalizat, un viitor B junior, un viitor B la un viitor centru regional, A goalkeeper, B goalkeeper și viitorul pro, nu intră nimeni decât cu calificare și carnet de antrenor vizat. Am înțeles, dar vă dați seama că asta nu sunt acum 20 de ani cu Rădoi. Acum 2 ani. Asta el era antrenor al federației care gestionează lucrul ăsta fără că el a spus-o. Că n-avea carnet. Da, mi-se pare bizar. Nu vă pot răspunde la întrebarea asta. Știu că nu avea calificare. Ce să vă zic? Nu vă pot răspunde. Că nu sunt responsabil de asta eu. Și dacă legislația din alte țări, Lucian, nu, da. Mă rog, permite ca anumiți jucători care au jucat un număr de meciuri în Liga în da. Prima serie, cum, în la echipa seria, națională. La echipa națională. Da. Și au intrat direct și le-a dat, să spunem, B-ul, după care a urmat tot parcursul ăsta să ajungă să ia licența pro. Ajung în România. Da. În câte zile se echivalează această licență pro și să intre în legalitate în România? Deci, aș reveni puțin la ce ai spus un pic mai devreme. Suntem jucători de clasă, pentru jucătorii de clasă, cu peste 7 ani de contract de profesionist, există stipulat în convenția UEFA că ei pot urma două licențe unificate, licența B și licența A. Așa am făcut și eu. Ok, ok. Pentru cei străini care nu au carnet. Ca să intre cumva în legalitate la noi. Ca să-și echivaleze. Peste tot, în oricare altă cât țară, durează? Nu mai are ce nevoie de fac? Acest carnet de antrenor. Revin la... Îți răspund imediat. Ăștia sunt jucătorii pentru care și noi suntem obligați să facem la fel. Dacă am 8 jucători care îmi solicită lucrul ăsta, întocmim dosar, trimitem la UEFA și precis se aprobă, pentru că e conform convenției. Corect. Cine vine și fac licența B plus A, fără să fie obligat să aibă vreo zi de experiență profesională în câmpul muncii, și fără să aibă nevoie de licența C. Pentru toți ceilalți, parcursul începând din vara al 2023 este calificare, licență C. Deci la primii n-au nevoie de calificare. Da, am înțeles. Probabil că și Bergodi. Nu, stați un pic. Nu. Pentru România n-au nevoie de licența C. Dacă ei au fost inspirați... Dar de carnet de antrenor au nevoie? Da, pentru că dacă eu am luat carnetul. Cum face Bergodi? Nu, stai, ca să intre în legalitate? Cât durează să echivaleze această licență pro a lui Bergodi, care nu are nevoie de nicio prezentare. Aici, vorbind despre străinii care vin în România, licențele nu se echivalează la cine de antrenor. Ca să-i dea carnetul. Păi, n-are carnet, să vină într-o țară care nu i s-a cerut chestia asta și vine aici în România și este pus în fața faptului împlinit că legea română nu i-ar permite să antreneze. Deci, situații de genul ăsta nu pot să le comentez, nu cunosc niciuna. Eu vă spun ce cere legea. Una, noi nu echivalăm licențe, ci doar... Nu, domnule,
unde trebuie să meargă ei ca să, să intre în legalitate? Asta de echivalare. Deci, la... cu toate, încă o dată, Ilie, cu toate... Îi spuneai mai devreme că 10 zile, care... nu? Sau ce? Sau cum? Cu toate documentele pe care ei le au la dispoziție, în afară de licență, tot ce au învățat ei, curs de instructor sportiv, curs de ce ori avea ei, da, traduse și date la CNTPA sau la CNRR, da, au în 10 zile, maxim 30 de zile, minim 10 zile. Am avut cazuri de antrenori români care au absolvit în străinătate cursuri, au venit cu documentele din Anglia sau din Ungaria și în 10 zile au avut răspunsul. Da, am înțeles. Bun. Și dacă vin din Moldova? Dacă vin din Moldova, nu pot veni cu carnetul pe care le eliberează Școala Federală de Antrenori, ci pot să vină cu documentele de studii de la institutele de specialitate din Chișinău. Așa. De exemplu, dacă la Chișinău există facultate de educație fizică și sport, e ceva, da? Vii cu documentele de acolo, da? Cum a spus și CNFPA-ul, nu există unul care să fi venit cu documente din Moldova, de la institutele alea, și să fi fost refuzat. Păi trebuie să facă facultatea Moldova de educație. Trebuie fizică să facă cursul de calificare, cursul în Moldova. Nu, cursul de calificare. Bun. Gică Popescu, Gică Popescu a spus așa: în Spania s-au dus pentru jucătorii care, zice el, cred că aveau măcar 50 de prezențe la echipa națională și performanțe, și au zis așa: cum facem să totul se dă mai repede licența pro? Și UEFA l-a zis: o lună de zile, 8 ore pe zi, în cantonamentul federației, zi de zi, cursuri și pare dați licența pro. Se poate face și la noi așa? Este posibil. Eu discut de 2 luni de zile pe structura și programul viitor al licenței pro. Mă voi mai întâlni de vreo 6 ore online cu supervizorul nostru până când vom construi întregul program după cerințele convenției și nu după ce considerăm noi că e bine sau nu e bine. După care, variantele de studiu le hotărâm împreună. S-ar putea să fie vara 2 săptămâni, eu știu, non-stop. Cert este că minimum 360 de ore trebuie să îndeplinim teorie practică și experiență profesională, plus vizită de studiu în străinătate la un club de top de cupe europene, astfel încât ei să finalizeze. Da. Cred că noi vom face un curs un pic mai lung ca să punem și niște baze de eu știu, de limbaj comun de care avem nevoie acolo. Dar variante de a lucra vom găsi, bineînțeles, și funcție de campionatul nostru și de condițiile de la noi, toate sunt negociabile la acest nivel cu UEFA. În niciun caz conținutul, durata, calitatea procesului. Da. Cea mai mare greșeală a mea a fost că l-am adus pe Burche la declarat Becali că i-ar fi spus lui Valeriu, că i-ar fi spus Mihai Stoichiță lui Valeriu Argăseală. Vă afectează? Ați vorbit cu Mihai Stoichiță? Da, Mihai, să fi spus asta? Asta a spus patronul de la FCSB, că i-a relatat Valeriu Argăseală, președinte acolo, că i-a spus Mihai Stoichiță. Nu cred. Nu cred. Nea Mihai, cu Nea Mihai se lucrează foarte bine. Dacă are ceva de spus, îmi spune. Deci, nu cred. Când sunt lucruri pe care avem dispute sau discuții, bineînțeles că le spunem, dar găsim totdeauna soluții împreună. Nu, n-aș vrea să comentez lucrurile astea, că nu pot să spun ce spune Gigi sau ce spune Neavali sau... Nu pot să vorbesc asta, că n-am fost de față, nu pot să spun asta. În regulă, dar era o chestiune publică și... E normal să aveți o reacție după ce... O, Doamne! A ajuns, da, în spațiul... Chestiune, să știți că chestiune publică a fost și ce a făcut Mihai. Însă trebuie să dai dovadă de înțelegere. Omul a fost pus în situația în care a fost pus, expus după numele pe care îl are la o situație de care nu cred că e mândru, putea să o refuze, zic eu, și a avut o reacție urâtă care în primul rând îi face lui rău. Mie nu poate să-mi facă rău, pentru că încerc să fiu echilibrat. Nu, va fi suspendat? Eu foarte mult. Poftim? Va fi suspendat pentru că... Pentru ce? Pentru că a făcut pe antrenorul principal fără să aibă toate aceste calificări. Nu. El, în situația acum, în momentul de față, există un dosar pe masa comisiei, are niște puncte destul de clare, nu pot comenta lucrul ăsta, dar comisia va analiza toate datele și va da o decizie în sensul ăsta, nu pot comenta, dar niciun caz nu o să se întâmple ceva ca dat el declarații față
sau eu știu, cu tentă către Burkel, nu, n-a dat nicio tentă. Și a pierdut un pic controlul și de asta l-am și invitat la școală, că aici se învață asta. Da, ați declarat asta, se învață cum să gestioneze asemenea situații, da. Sigur. Bun, mulțumim mult pentru intervenție, suntem curioși să vedem cum se vor transforma și încotro vor merge toate aceste lucruri. Mulțumesc mult, da, la Burkel. Știi ce aș vrea să mai adaug? Nu știu, e o întrebare. Am întrebat și pe alții. Sunteți la curent cu publicația pe care Federația o are despre strategia tehnică? Nu cred în momentul ăsta. Există un document foarte interesant, chiar v-aș invita să-l citiți. Și să știți că în documentul ăla, chiar dacă, eu știu, poate fi hulit, cum spune toată lumea, în documentul ăla scrie că unul dintre obiectivele pentru 2020 sau 2021-2026 este să muncim împreună pentru însănătoșirea sistemului. Pe lângă faptul că se prezintă... Împreună cu cine ar fi interesant? Că unii mă îndoiesc. Exact, cu cine ar fi interesat, dar stakeholderii sunt acolo. Presa, cred că prin ceea ce faceți vreți să clarificați. Cluburile ar trebui să-și însănătoșească relațiile cu jucătorii. Dar nu ne spune și noi, când vom juca fotbal așa să haideți ne placă că nu putem să... Domnul Burkel, aș vrea să încheiem, da, dacă nu mai e ceva foarte important, pentru că intrăm în discuții și nu mai avem, da, mult timp, dar mulțumesc oricum, mulțumesc pentru intervenții și lămuriri. Mulțumim, seară bună. O să luăm o pauză. Sănătate. Repede.